Pe 16 mai, în calendarul creștin-ortodox, este sărbătoare mare pentru viețuitorii de la Mănăstirea Sihăstria Putnei și nu numai, sfinții cuvioși Sila, Paisie și Nathan de la Sihăstria Putnei. Adică este vorba despre cei care cu osteneală au pus primele pietre de temelie ale lăcașului de cult. Drept recunoștință, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât în 2016, fără drept de tăgadă, cuvioșii părinți Sila, Paisie și Nathan de la Sihăstria Putnei să fie trecuți în calendarul Bisericii Ortodoxe în ziua de prăznuire la 16 mai. Mănăstirea Sihăstria Putnei are o istorie veche și nouă deopotrivă. O istorie veche, întrucât de începuturile Sihăstriei de la Putna ne despart aproape 600 de ani. Din chiar vremea binecredinciosului domn Ștefan cel Mare și Sfânt există o mențiune care vorbește despre momentul inaugural al vieții de sihăstrie de aici. Un tătar, botezat și mai apoi călugărit în obștea Putnei sub numele de Atanasie, se retrage în munți pentru a primeni cu bună cuvință haina sufletului. L-au urmat și alți monahi care au construit chilii, o bisericuță de lemn, apoi o biserică mai mare de piatră cu hramul Buna Vestire. Mănăstirea Sihăstria Putnei cunoaște și o istorie mai nouă. După câteva secole de existență liniștită, ultimii ani ai veacului al XVIII-lea aduce încetarea vremelnică a lucrării rugăciunii în aceste locuri. Stăpânirea habsburgică instalată în 1775 în Bucovina, închizând acest așezământ. În urmă a rămas doar pustiul și curând așezământul s-a transformat în ruine. În 1990, viața monahală se reia în vechea sihăstrie și cu multă rugăciune, râvnă și entuziasm tineresc, ruinele au fost transformate în biserici, chilii și ateliere. Obștea a cunoscut o creștere constantă, numărând în prezent 56 de viețuitori. Mănăstirea Sihăstria Putnei are 4 locașuri de închinăciune, 2 capele micuțe cu hramurile Sfântul Ioan Evanghelistul și acoperământul Maicii Domnului, Biserica Buna Vestire, ridicată pe amplasamentul locașului existent înainte de desființarea mănăstirii de către Habsburgi. Cel de-al patrulea locaș este Biserica Mare, cu hramul Izvorul Tămăduirii. Construcția ei a început în 2002, iar 15 ani mai târziu, în 2017, au fost încununate jertfa și dragostea depusă la ridicarea acesteia prin slujba de sfințire. Mănăstirea Sihăstria Putnei a devenit un loc căutat de pelerini pentru slujbele săvârșite aici, pentru un sfat de la părinții duhovnici sau pentru un ceas de liniște. Și am început puțin și iată ce este acum. Atâtea linii, atâtea spații pentru pelerini, pentru oameni, pentru mascheticioși, biserica aceasta așa de mare, cercată, atâta frumusețe aici. Nu cred că lui Dumnezeu să-i placă să ajungă cineva în fața lui, fie monah sau creștin, îmbrăcat impecabil. Se poate. Intră în arenă. Acolo este lupta. Și cum am spus, cu căderi, cu ridicări, cu pansamente, cu răni ale sufletului care se tămăduiesc, acesta va fi victoriosul pe care Dumnezeu se va bucura să-i dăruiască cununa. Nu? Asta cred că este viața monahală și viața creștină. Mie mi-a fost drag la Sihăstria, sincer vă zic. Nu mă interesez ce mai fac părinții. Mă străduiesc să am o viață monahală și acum. Nimeni nu poate ajunge la Dumnezeu dacă nu este omul. Numai prin omul de lângă el poate putem ajunge la Dumnezeu. De aceea și slujirea noastră aici în mănăstire, tocmai mă gândesc că este împărțită așa în două direcții. Odată relația noastră cu Dumnezeu trebuie să fie atentă și statornică, pentru că primind har și putere de la Dumnezeu, putem să slujim și oamenilor. Dacă nu ești suficient de întărit și încărcat, atunci te poți deda slujirii oamenilor și rup legătura cu Dumnezeu și atunci slujești numai oamenilor până într-un punct și simți că nu mai ai putere, ești leit de putere, pentru că puterea vine numai de la Dumnezeu. Sâmbătă, pe 16 mai, de la ora 8, va fi rostit acatistul sfinților cuvioși Sila, Paisie și Nathan, ceasurile 1, al 3-lea și al 6-lea, urmat de Sfânta Liturghie, iar seara, de la ora 19, va fi privegherea cu Vecernia, Litia și Utrenia. Credincioșii sunt așteptați la acest lăcaș de cult pentru a lua parte la cele rânduite de sute de ani.